Salut! Astăzi vom face un review pentru aparatul mirrorless de la Canon EOS M50. Aceasta este varianta pe alb. Vine echipată cu un senzor APS-C, 24 de megapixeli, un ecran LCD care se întoarce, deci putem folosi în mod selfie, conexiune Wi-Fi și Bluetooth, se poate conecta direct pe telefon. Și poți să faci pozele și le trimite automat pe telefon, ceea ce e foarte important. Aici am pachetul kit, care vine și cu un obiectiv de 15-45, ceea ce e ok pentru modul selfie. Așa, haideți să desfacem camera și să vedem ce conține. Thanks for choosing Canon. Uite ce frumos, și mulțumesc. Să vedem ce avem aici. Încărcătorul pentru baterie. Se pune frumos totul aici pe masă. Bateria. Canon EOS. Așa. Avem bateria. Este o baterie LPE12. Va trebui să vă mai cumpărați câteva, pentru că le consumă destul de repede dacă filmați mult. Aici avem cablul pentru încărcător. Așa. Cărți, manual de utilizare. Văd că nu are română aici. În fine, nu contează. Deci obiectivul. Este un obiectiv cu stabilizare de imagine de la Canon, 15-45 mm. O să-l punem imediat pe camera. Ok. Și camera. Ia uite, pe alb. Am ales varianta pe alb pentru că am vrut să fie cumva diferită față de restul. Să mutăm puțin, bate lumina foarte tare aici. Să ne uităm puțin cum arată. Deci avem aici obiectivul, un senzor APS-C. Revenim aici imediat. Avem și un blitz integrat. Se poate monta aici fie microfon, fie blitz. Aici ne arată că avem conexiune NFC, portul pentru microfon, uite așa, da? Deci putem să punem microfon extern și să-l punem aici sus. Aici avem vizorul, avem butoanele cu funcțiile, meniu, aici avem galeria, info, o să intrăm în meniu imediat. Avem moduri. O să vedem și astea ce fac fiecare. Avem butonul unde apăsăm ca să pozăm. Manual. Nu știu ce înseamnă, MFN, o să vedem imediat. Butonul pentru înregistrare video și de aici putem să setăm apertura. Și uite, butonul pentru Wi-Fi, să-l conectăm la telefon. Iar aici avem port HDMI și USB. Putem să redăm direct pe televizor prin mini HDMI-ul ăsta sau putem să conectăm la calculator prin USB.
ce mai avem aici? Bateria. Locul pentru card și bateria e acolo. Am aici un card, haideți să punem cardul. Apropo, carduri acceptă SD, SDHC și SDXC. Eu vă recomand să luați SDXC și de cât mai mare viteză. Bun, haideți să punem și bateria. Ne uităm cum vine. Uite așa. Da, ok. Nu. Face click, are aici butonul pentru a scoate bateria sau o introduce. Bun. Ok, haideți să punem obiectivul. Ne uităm, avem aici un buton alb, un punct alb și punctul alb din nou. Le punem unul lângă altul și răsucim până face click. Scoatem protecția pentru lentile. De ce frumos e obiectivul. Avem aici un buton mic de care tragem. Aici avem iar un marcaj, o linie și un punct. Răsucim și am activat. Da? La fel blochezi. După ce termin depozat, blochezi obiectivul, se trage și pui capacul. Deci, să facem așa să se vadă mai bine. Suntem la 15 și de aici face zoom. Deci avem până la 45 de mm și până la 15. Ok. Bun, haideți să pornim să vedem cum arată. Ecranul ecranul LCD se rotește. Da? Putem să ne facem selfie dacă dorim. Așa. La fel poți să ne întorci invers. Și acum vom vedea aici pe ecran. Haideți să pornim. Pornește instant. E foarte rapidă camera. Ok, nu ne interesează astea. Deci, repet, are dual pixel autofocus, ceea ce îl face foarte bun pentru filmări. Niciodată nu vei pierde obiectul pe care vrei să fie în focus. Și deci facem zoom. Apropo, punctele de focalizare are 143. Poți să faci zoom direct de pe ecran. Se asemănă foarte, foarte mult cu... Se asemănă foarte, foarte mult cu telefonul. Ceea ce îl face foarte bun pentru, pentru începători. La fel, putem să ne uităm aici pe ecran. O să încerc să acopăr. Da? Uitați, se vede pe, pe vizor aici. Da? Vedem acolo detalii ISO, apertură, shutter speed, baterie, Wi-Fi. Ok. O să mergem să facem câteva poze afară și revenim. Acesta este aparatul Canon EOS M50. Haideți să vă mai spun câteva... Hai să vedem prin meniu ce, ce avem aici. Bun. Shooting mode, image quality, hai să trecem așa repede prin toate, dacă ne atrage ceva atenția, rămâne. Așa, eye detection autofocus, deci detectează ochii. Autofocus assistant beam. La mine e dezactivat, voi puteți să-l activați. Mie nu-mi place să fac acel focus, să trimit acea luminiță.
Movie Record Quality. Înregistrează 4K. Ia să vedem. Deci, hai să trecem pe modul video pentru că altfel nu ne arată. Așa. Și aici puteți setați filmarea în 4K, 23,98 frames sau Full HD 23 frames, Full HD 60, HD 59. Desigur că filmează și în 120 de frames per second, dar doar HD. Eu îl las momentan pe Full HD 29p. Ok, continuăm. O să trec destul de repede prin aceste setări. O să mai facem un video și o să încerc să vă explic mai multe. Nu sunt un specialist, doar pasionat. O să încerc să vă explic cât mai bine pot. Wireless communication. O să vă arăt și cum să-l conectați. Data. Video system settings. Bun. Ok. În mare, cam acesta este review-ul. Și o să vă mai las în continuare cu câteva poze făcute cu acest aparat. Sper să vă placă. Puteți să dați un like, un subscribe, dacă vreți să mai vedeți conținut ca acesta. Ne vedem în alt video. Ciao!